Etapa 12 a campionatului de Liga 1 aduce la media și penultima clasată, Academica Clinceni. Gaziștii au mare nevoie de puncte în condițiile în care nu au mai câștigat de la sfârșitul lunii august, atunci când s-au impus pe teren propriu în fața Politehnicii Iași. Este un adversar cu organizare de joc foarte bună. Este o echipă care nu cedează de cele mai multe ori inițiativa și în multe momente ale jocului prestează un joc foarte bun. Au un antrenor care este dedicat și meticulos și suntem convinși că vor veni să dea tot ce e mai bun să își poată aduce punct sau puncte, dar noi, chiar așa cum vă spuneam, după perioada care am traversat-o de jocuri cu rezultate negative, suntem și noi într-o perioadă mai bună și cred că odată cu jocul de mâine, jucătorii să își aducă un aport benefic și să punem din nou 3 puncte la clasament și să rămânem cu această perioadă de întrerupere din nou în primele 3-4 echipe ale Ligii 1. Va fi un meci foarte, foarte dificil, îi tratăm cu respect, dar sper să ne impunem jocul și să câștigăm cele 3 puncte pentru că avem foarte mare nevoie. A fost nevoie să schimbați ceva în zilele astea pentru ca lucrurile să meargă din nou în direcția bună? Am schimbat, nu putem să schimbăm mare lucru, doar să ne pregătim mai bine, să dăm totul la antrenamente și în acest mod vor veni și rezultate. Partida dintre Gaz Metan și Academica Clinceni este programată sâmbătă de la ora 14:30.